Tensiuni în Iași la priveghiul stăpânului Moldovei după ce autoritățile au anunțat că interlopul Costel Corduneanu, mort la 54 de ani, nu va fi înmormântat cu onoruri militare. Între timp a fost suplimentat în numărul de jandarmi și polițiști care patrulează în oraș unde sunt așteptați liderii clanurilor din țară. Suntem îndurerați cu toții, mama, frați, surori, nepoți, familii, prieteni, toți. Ați văzut și dumneavoastră câtă lume a venit și el e iubit, a fost și este de toată lumea. A participat la două olimpiade, campion național de vreo 14 ori, participant la mondiale, la europene, medaliat. Îi mulțumim la toată lumea, la toată lumea care au venit aici, sunt prezenți și care o să mai vină. Le mulțumim din suflet. Mergem la corespondenții Antena 3 CNN, Radu Tiliță și Paul Ciurar, care vin cu informații de ultimă oră despre ce se întâmplă acolo. Vă ascultăm. Bună ziua, Cătălina, bun găsit tuturor. De la o oră la alta începe să crească numărul celor care vin aici cu coroane de flori, cu buchete de flori pentru a le aduce la catafalcul celui care a fost Costel Corduneanu, foarte cunoscut atât aici în zona Moldovei cât și la nivel național. Este o pregătire și o mobilizare de forțe atât din partea familiei pentru că se așteaptă o mormântare cu fastă la finalul acestei săptămâni, cât și o mobilizare de forțe din partea autorităților. Vorbim atât de polițiști cât și de jandarmi care vor trebui să asigure un mod de desfășurare ca la carte, atât pentru cei care vor lua parte la această mormântare, cât și pentru ceilalți din Iași, pentru că de aici până la cimitir tot cortegiul funerar va traversa cel puțin jumătate din oraș. Mulți dintre cei care au venit aici spuneau că vom traversa efectiv centrul orașului. Cele mai importante bulevarde vor fi introduse pe acest traseu. Noaptea trecută au fost lăutare aici, precum Cristinu, că astăzi este așteptat Țancă Uraganul, iar mâine Florin Salam. Pe de altă parte sunt așteptați și colegi de-ai lui Costel care vor să-și aducă un ultim omagiu, colegi din zona sportivă și din alte zone. Da, într-adevăr, foarte multă lume este așteptată aici la priveghi, cortul unde este depus trupul lui Costel Corduneanu poate găzdui 800 de persoane, au fost și seara trecută foarte mulți oameni și sunt așteptați în continuare. În continuare vorbim de controversa onorurilor militare, dacă ieri familia a spus că va fi mormântat cu onoruri, astăzi cei de la poliție au ieșit public și au spus că aceste onoruri nu vor fi acordate. Inițial familia a spus că va depune o cerere, după care a renunțat să mai ceară aceste onoruri, tocmai pentru a scădea aceste tensiuni care apăreau în spațiul public. Bun, și dacă în aceste două zile au venit aici, la catafalcul lui Costel Corduneanu, familia, oamenii apropiați, prietenii, cunoscuții, ei bine, mâine numărul acestora va crește. E foarte probabil ca până la finalul săptămânii, la mormântare, să avem câteva mii de persoane care vor lua parte la această mormântare. Mâine vor ajunge cel mai probabil și foarte mulți lideri din țară, din diverse zone ale țării.